Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bună seara pesediștilor dumneavoastră și nu numai. În imagine este domnul Marcel Ciolacu pe vremea când avea un plan, cum avea și domnul Burduja, dacă vi-l aduceți aminte, când se organiza el. Când se organiza el planul și când se organiza el domnul Burduja. Aici avea un plan de viață bine stabilizat, care îi dădea și o stare de bine din câte vedeți. Adică avea și o atitudine degajată de om care știe ce are de făcut și e foarte simplu ce urmează. Este ceva ce nu i se mai întâmplă în ultima vreme. Are o altă atmosferă domnul Marcel Ciolacu în ultima vreme, pentru că aici deja... În capul lui era clar că ar putea să devină președintele României. De-aia se fotografia cu românii, cu supușii majestății sale, cum s-ar spune, dacă ar fi să-i spunem așa. Domnul Ciolacu Marcel aici avea un plan și planul era, dacă îl cităm, alegeri prezidențiale la 1 septembrie. Românii în vacanță, nicio treabă, nu știi, nici nu se simte, nici n-ai senzația că sunt alegeri. O atmosferă pur și simplu relaxată, s-a terminat cu tensiunea aia, cu nebunia, dacă vă aduceți aminte, când era aia nebunia pe vremea lui Joana Mircea, pe vremea foștilor pesediști care eșuau, doamna Dăncilă, nu pot să spui că a fost tensionată, pentru că ea a fost acolo mai mult să fie pensionată, nu să fie tensionată. Dar, în general, era o stare de tensiune legată de pesediști la prezidențiale, ceea ce aici, în imaginile pe care le-am văzut un pic mai devreme, domnul Marcel Ciolacu urmărea să nu aibă, să nu fie în situația de a fi tensionat, de a nu ști, Doamne iartă-mă, ce se întâmplă, să fie în situația în care românii sunt în vacanță și nu știu ce li se întâmplă. Când se întorc în vacanță, când se întorc din vacanță sau din, cu mintea din vacanță, că poate nu ești, dar nu ești branșat la ce se întâmplă, la politică, la așa mai departe, când te-ai întors, deja turul 2, George Simion, Marcel Ciolacu. Pe cine alegi? Marcel Ciolacu sau George Simion? Deci ăsta era planul sub care se desfășura om. Vă dați seama cu cât tupeu să pui alegerile pe 1 septembrie. E ceva neplauzibil, nici de a-i lua în cal. Pe de altă parte, acum vreo două săptămâni era aventurat într-o stare de asta de amenințare. Era amenințător domnul Ciolacu. Dom'le, zboară miniștrii care nu avizează alegerile în septembrie. Zboară, nu se poate așa ceva. Eu sunt premierul României, faceți cum vă spun și așa. Era instaurat într-o stare de asta de strictețe dictatorială. Faceți cum vă spun, eu sunt premierul, voi sunteți supuși de la masa aceasta, faceți ce zic eu că faceți. Era ministrul de interne pus în situație, de la PNL, pus în situația de a face ce zice Ciolacu, nu ce zice partidul său. Dom'le, treaba e că din starea aia în care era domnul Ciolacu înverșunat, poate că și meciul ăsta l-o fi relaxat, Doamne iartă-mă, nu știu ce să vă spun, dar azi apare și vă zice în felul următor și o să vă spun de ce zice așa. Toți cei de aici, indiferent de partidul din care facem parte, avem o responsabilitate uriașă de a asigura stabilitatea acestei țări. Iar acest lucru înseamnă inclusiv să-ți respecti angajamentele. Nu este vorba de un termen sau altul pentru desfășurarea alegerilor, este vorba de încredere. Țopăiala pe calendar afectează această încredere între parteneri. Și din punctul meu de vedere, trebuie să înceteze. Ca premier al României, am obligația de a nu favoriza un partid sau o coaliție. Astăzi, practic, ieșim din calendarul electoral stabilit anterior, fiind ultima zi în care putem promova HG-ul de stabilire a datei alegerilor convenită pe 15 septembrie. De aceea, de luni alături de cei doi vicepremieri, îi voi invita pe liderii tuturor partidelor politice pentru a stabili împreună calendarul alegerilor. Aceasta este abordarea corectă și nu schimbarea unui ministru căruia i s-a impus de către propriul partid să nu inițieze un act normativ convenit anterior. Nu voi răspunde provocărilor de a declanșa o criză guvernamentală și instabilitate în România. Nu voi răspunde acestor provocări. Nu voi, pe cine a lansat, mă, provocările? Cine spunea că dacă nu sunt alegerile în septembrie, pe 1 septembrie, pe 15 septembrie, cum el a vrut pe 1, după aia, sigur, s-a convenit undeva spre 15. Cine zicea că dacă nu sunt pe 15 septembrie alegerile,
remaniere, rupe în guvernarea, tu dosi era. Domnule, dacă nu face ce spune premierul, un ministru zboară, eu am fost și eu premier la viața mea cu tare, vă aduceți aminte, când el ca premier a zburat, el știe zborul foarte bine, domnul Tudose știe să-și ia zborul imediat. Era o stare cumva latentă de ruperea a guvernului. De ce? Pentru că nu aveau loc alegerile în septembrie, cum a zis domnul Ciolacu, cum vrea el să-i prindă pe românii în vacanță. Își dă și el seama de starea de stupid în care se află, conștientizat, sau cineva a explicat. Bre, e stupid să spui că rup guvernarea dacă n-au loc alegerile în vacanță. E stupid ce faci. Și asta ce s-a gândit, parcă îl și văd, da, într-adevăr, sună ca dracu. Dacă n-au loc alegerile în vacanță, practic ai precampania în luna iulie și în august campania și în septembrie alegeri. Fii, dar e în vacanță. Deci dacă nu au loc alegerile în vacanță, rupem guvernarea, pare un gest nesăbuit și a zis, asta e o provocare, s-a gândit Ciolacu. Bă, asta e o provocare și nu o să cad în această provocare. Provocarea fiind, ați văzut, ceva ce a zis el că trebuie să se întâmple. Dacă nu puneți alegeri aici, rupem guvernarea. Și nevoia asta, bă, nu e o idee prea bună. Și acum l-ați văzut venind în fața dumneavoastră cu această soluție în care vă spune, domne, nu conta data, conta ideea, principiul, era foarte important principiul. Știți, un om al principiilor, domnul Ciolacu, Marcel, un om al principiilor și al promisiunilor ținute. El vă explica în urmă cu un an despre acea ordonanță de urgență, sigur, s-a pus presiune pe mediul privat, dar vă spunea că urmează restructurări și la stat. Păi da, ce e asta? Doar privatul să plătească? Nu, domne, și noi o să strângem. Nu s-a întâmplat nimic, un om al principiilor. Dar ce mă interesează pe mine este atmosfera asta lui, în care, domne, nu conta ziua, păi era vorba de un principiu. Bă, în principiu e bine să fie alegerile când sunt puse ele. Uite, asta e, ca să zicem, un principiu. Țopăială asta a calendar. Ce țopăială? De ce țopăială? Puneți-le acolo unde sunt ele, unde erau ele de drept. De ce trebuie să țopăiți? Îl vedeți cu ironii de astea de gen Klaus Iohannis cu țopăiala fiscală. Și omul vine și vă livrează această idee care mi se pare spectaculoasă. Dom'le, să ne întâlnim cu partidele, o să mă întâlnesc cu partidele ca să discutăm despre data alegerilor. O să aibă audiențe cu partidele și așa mai departe. O să fie consultări. Și mă gândeam, zic, poate îl întreabă și pe Iohannis dacă nu e cumva plecat și sigur e plecat că n-are ce, Doamne iartă-mă, să stea la Cotroceni acolo. Dacă aveți ocupat, domnul președinte Cotroceni, dar de ce mă întrebați? Păi, aș vrea să fac niște consultări cu partidele. Cum faceți dumneavoastră? Cum faceți dumneavoastră ca președinte? Așa vreau să fac eu ca premier. Poate se obișnuiește lumea cu ideea că aș putea să fiu președinte, mai ales că în partidul ăla aici, domnul președinte. Deci, el cumva vrea acum să sugereze ideea de prezidențiale, cumva de el prezidențiabil. Uite-mă cum mă întâlnesc eu cu partidele, un om care e dincolo de interese politice, exact cum trebuie să fie președintele. Voi vă veți gândi luni când îl veți vedea întâlnindu-se cu partidele pentru a stabili calendarul alegerilor. Vă veți gândi, domnule, păi ăsta e bun de președinte, uite-te cum se întâlnește cu toată lumea, exact cum trebuie să fie un președinte, domnule, deasupra intereselor partidelor și așa mai departe. Un om care urmărește totuși buna desfășurare democratică a statului român, păi de ce nu-l punem, bă, președinte pe ăsta? Vă veți gândi probabil dumneavoastră, văzându-l pe Ciolacu, sau s-a gândit Ciolacu că vă veți gândi dumneavoastră văzându-l luni în starea aceasta. Pe de altă parte, hai să ascultăm încurcătura în care stau și cei de la PSD, dar atenție, scapă acest amănunt, mai ales cei de la PNL, pentru că, pe de-o parte, el este livrat sau el este ancorat în ideea de PSD, Mircea Joană, dar o să vedeți, dacă vor fi date publicității, studiile, sigur, sociologice, sociologii noștri, spectaculoși, vor clarifica această problemă și anume, vedeți că Mircea Joană ia foarte mult în ultima vreme și de la Partidul Național Liberal, ceea ce îi prejudiciază postura domnului Ciucă de a intra în turul al doilea. Sunt slabe șansele, totuși, dacă participă domnul Mircea Joană, să nu influențeze dramatic ambele partide, și PSD și PNL. Să-l ascultăm pe Mircea Joană vorbind despre treaba asta. Cred că toată această conversație despre data alegerilor prezidențiale este o discuție care în spate are o altă problemă legată de candidații celor două partide. Să fie claritate în acestui subiect. Și din punctul meu de vedere, am spus și poate în ocazii anul 2024 este anul intervenților. Poate câștiga alegerile prezidențiale un independent care nu are susținere de la un partid cu structuri teritoriale? Ce se întâmplă
partidele aleg președintele României, cred că a spus și actualul președinte, ci cetățenii, poporul. Și alegerile prezidențiale sunt diferite de natura lor față de altele. Nu mai multe prezențe la vot. Alegeri mult mai personalizate, nu alegi partidul, ci alegi un om, o persoană. Când vorbesc cu colegii ai mei care sunt șef de stat sau de guvern, inclusiv cei care au fost aleși ca și independenți, și le spun ceea ce m-a întrebat și dumneavoastră. Cum se pot câștiga alegerile dacă nu ai oameni în secții de votare, dacă nu ai structură? Și ei mă întreabă, la modul cel mai onest, dar de ce ai nevoie de oameni în secții de votare? Pentru că, probabil, în cultura noastră, ai nevoie de oameni în secții de votare ca să-ți păzești voturile. Și am spus-o și o repet. România a rămas, din păcate, de prea mulți ani de zile cu un sistem electoral foarte privat, cu saci, cu ștampile. Suntem în cele mai performante țări tehnologice din Europa și noi continuăm să facem acest tip de alegeri în acest mod. Și de ce veți anunța candidatura la președinția României? Sau așteptați încă să fiți la momentul, la momentul potrivit? Și să revenim la candidatură? Da. La momentul potrivit. Ați preferat totuși PNL sau PSD? Că insist pe problema asta. Am depășit de mult viața mea, să spun, corsetul în gust al unui partid sau al altuia. Cred că președintele României trebuie să fie deasupra partidelor, să lucreze cu partidele, evident, dar nu trebuie să aparțină, să depindă de un partid politic, pentru că, prin definiție, trebuie să facă un rol de unificare a națiunii, nu de reprezentare la vârful statului român a unui partid. Să înțelegem că nu veți accepta nicio propunere? Nu discut despre ceea ce voi anunța și decizia mea finală va fi luată la momentul potrivit. Eu am spus-o și cu alte ocazii, eu nu refuz din pornire susținere cât mai largă, politică, civică. Uitați-vă la Mișcarea România Renaștere. Deci nu e ideea de a refuza o conversație de susținere. O singură condiție, să fie compatibilă cu viziunea mea despre viitorul țării și conformă cu nevoile reale ale țării și ale oamenilor acestei țări. Și care este compatibilă? Nu știu. Eu știu ce propun eu pentru România, ce propun alții. O să vedem la momentul potrivit. Încercam așa să deslușesc ce zice domnul Joana acolo în această discuție ad hoc, spontană, întâmplată, spontan declanșată acolo, neorganizată practic. Ce spunea era un lucru important de reținut și anume faptul că și-a dat seama, sau asta trăgea drept concluzie, că dacă vine din partea PSD-ului în aceste alegeri, în aceeași situație sau e într-o situație similară cu Ciolacu Marcel. Pentru că, în general, PSD-ul are un bazin, un bazin electoral limitat la a intra doar în turul al doilea. În turul al doilea lucrurile se complică și, practic, ar înșira din nou sarabanda aia de contraargumente la el, care l-au pus în situația de a nu ajunge președinte. Omul se vehiculează mai degrabă sceptic în privința relației cu Partidul Social Democrat în ideea acestor alegeri. L-ați văzut cum e? Doamne, nu știu, dacă mă susțin și aia și aia, pot să-i opresc să mă susțină, Doamne, iartă-mă. Dar nu e ca și cum va intra în PSD. Și mi-aduc aminte veselia aia declanșată la Partidul Social Democrat în urmă cu 2-3 luni, când era veselie ăsta, domnul Ciolacu, veselie mare era Ciolacu, cu ironii, cu nu știu ce, cu miștouri, la ales la numicea Joană, că domne, ce să intre ăsta, ce să facă, nu, o să o chem și pe doamna Șoșoacă apoi, sau ce, o pune și pe Șoșoacă premier după aia dacă îl pune. Deci era un miștocar. Acum domnul Ciolacu, îl vedeți, domne, nu știu, trebuie văzut, îl vedeți că își aranjează discursul, gâlerul, când vorbește despre domnul Mircea Joană, trebuie văzut, trebuie nu știu ce, cu tare era o soluție foarte bună să scape din această situație delicată de viață în care se află Marcel Ciolacu. Pentru el era o soluție bună, dar în imensa sa înțelepciune, la un moment dat s-a declanșat ideea că ar putea să fie președintele României, ceea ce sigur e mai degrabă de râs. Tocmai de aceea, uite, s-a declanșat și în intenția celor de la Recorder, am vorbit mai în urmă cu o săptămână, vineri, am vorbit cu cei de la Recorder de acolo, în legătură cu această anchetă pe care au declanșat-o la Buzău.
la Buzău, acolo, de unde provine acest om, Ciolacu Marcel, un afacerist, cum se vehiculează el, un om de succes în zona de afaceri și a cumpărat toată concurența. Bă, nu mai erau covrigării în Buzău să nu fie a lui. Toată concurența și-a cumpărat-o. Ca să-l cităm pe domnul Ciolacu Marcel, hai să urmărim cum arată lucrurile, cum arată buzoienii întrebați de aceste reușite, de urmele afaceristului Marcel Ciolacu în localitate. Aici, în spatele nostru, e o patiserie. Aveți ideea cu este? Nu, nu știm. Nu știm. Patiserie, așa. Lucia. Nu. Dacă ne uităm așa la nume, vă spune ceva? Nu. Se pozați cofetăria pe Ciolacu? Da. Știți? De unde știți? Că am întrebat mai mulți oameni din Buzău, nimeni nu pare să știe, da. Și mai are încă niște spații pe aici care sunt private. Wow, ce surpriză! Acum ce să vă spun, unii au, unii nu au. Știți cum e, la unul Dumnezeu dă mai mult, la unul nu dă deloc. Și la unii dacă dă de la stat, dă bine? Nu. Magazine, dar nu știm ale lui sunt. Sunt ale premierului Ciolacu, ce are familie din domnul Sari. Am înțeles. Asta e. Vă miră? Asta? Nu mă miră. Știam de fapt, dar nu o să o spun. Știu că avea o pescărie sau ceva de genul atunci, dar după aia nu mai știu. Cum ne-a trebuit dintr-o pescărie, dar nu știu mă cu este. E al premierului celălalt cu spațiu, vă miră? Și mai sunt altele patru în această piață. Dar am înțeles că a divorțat și nu mai are nimic. Au rămas ale soției și ale fratelor, s-a fumat, nu știu. Dumnealui l-a obținut, dumnealui a semnat contractele cu statul. Nu ne mai miră nimic în ziua de astăzi. Aici. Înainte mi-a zis, a, dumneavoastră vreau să o fie al lui domnul Ciolacu, de aia film. Ce știți? A fost un spațiu pe care l-a primit în urma acelui lucru, așa revoluționar. Spațiu asta există în viață. Asta nu. Noi n-am avut intrări acolo la certificat. El a fost de jos, nu a fost de la... sau să fie corupt. Doamne, eu sunt foarte, foarte mulțumit de el, din punct de vedere că avem un băiat de la Buzău, deștept, bun și are inimă bună pentru oameni. Ciolacu e un foarte controversat personaj. De ce spuneți asta? Da, un reportaj absolut spectaculos, îl găsiți la Recorder, făcut de Anca Simina acolo. Între timp îi avem în linie pe reprezentanții partidelor și le spunem bună seara, doamna Diana Buzoianu din partea USR, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Doamna Diana Mardarovici de la PNL, bună seara, doamna Mardarovici. Bună seara, bine v-am găsit. Cred că știți de ce am trăsărit așa când v-am nominalizat. Intră... Cu mare drag, să știți că drag. Așteptam un telefon de la doamne, dumneavoastră. Doamne, dar sunt telespectatorii martori că v-am sunat, doamnă, dar n-ați răspuns. V-am dat. Să știți că am sunat înapoi, la un moment dat, da. Într-adevăr, am avut un apel ratat. Să știți că mâncam, nu făceam ceva deosebit, dar n-am mai răspuns nimic. Intrăm imediat în amănunte, dar permiteți-mi să salut și pe domnul Daniel Zamfir din partea PSD. Bună seara, domnule Zamfir. Bună seara. Doamna Mardarovici, aș începe de la dumneavoastră ca să ne clarificăm. Rămăseseți, telespectatorii au rămas cu impresia că nu vreți să mai răspundeți după pierderea alegerilor într-o manieră jenantă, după ce ați amenințat pe oameni că mă veți suna sau ne veți suna din partea domnului primar al capitalei Burduja sau Burdujanu. Sper că n-am amenințat pe nimeni. Atunci a fost o conversație în care mi-ați spus că dacă luăm sub 10% mă veți suna. Am așteptat apelul dumneavoastră pentru că ați avut dreptate, am luat sub 10%.
Eu nu m-am așteptat, eu am sperat că vom sparge listul votului util și vom lua un procent mai mare și vom avea primar nou. Nu, a sperat că vei sparge altceva, nu umit, a sperat că vei sparge de la Nicușor Dan. Că bănesc că nu, că și închipuia cineva care are șansă să câștige domnul Burdujea. A sperat că vei sparge. Dar asta, până la urmă, sunt de trecut, doamna. Eu pot să vă spun că eu am sperat că vom reuși. Am înțeles și asta. Nu s-a întâmplat. Dar știți ce va fi amuzant? Ați avut dreptate și să știți că nici nu m-am așteptat procentul pe care l-a luat Nicușor Dan. Doamna Mădălăvici, haideți că să nu monopolizăm discuția pe un subiect care deja e de domeniul trecutului. Vreau doar să vă spun că va fi un pic ciudățel să veniți dumneavoastră acum să ne spuneți despre un scor mare pe care îl va obține domnul Ciucă, după ce cu același aplomb ne spuneați despre un scor mare pe care urmează să-l obțină domnul Burdujeanu. Burduja. Este domnul Burduja, vă apreciez. Da, a rămas cu Burdujeanu, da. Ceea ce pot să vă spun este că, din punctul meu de vedere, atunci când susții un candidat, dacă nu-i susții și nu crezi în victoria lui, atunci n-ar mai trebui să pornești la drum. Eu sunt convinsă că vom câștiga primăria, n-a fost să fie acum. Nu că n-a fost. Că doamna Firea poate să zică, domnule, uite, n-a fost. La domnul Burdujean, nu că n-a fost. A fost un dezastru. Adică cred că e un scor, nu știu dacă a mai obținut PNL-ul vreodată așa ceva. Adică nu știu, e ceva, un scor istoric. 700.000 de voturi, care nu sunt. Sunt, deci sunt de multe, acolo. Sunt puține, așa nu știu. N-am reușit să depășim momentul votului util. Strategia pentru Nicușor Dan a fost una câștigătoare. Îl felicit pentru asta. E vorba de candidatură inutilă, nu de vot util, ci de candidatură inutilă. Cam aici a fost candidatura chestia. Pentru primărie, pentru partid politic mare, nu poate să fie niciodată inutilă. Sigur că da. Domnul Zanfir, aș merge către dumneavoastră pentru că avem o zi importantă, o zi în care s-a apărut că se clarifică acest blocaj în care se stătea, dar în timp ce se clarifica, apăreau tot felul de atacuri în cadrul coaliției, tot felul de ironii pe paginile de Facebook ale celor de la PNL, îl ironizau pe domnul Ciolacu, de asemenea din partea PSD, ironii din partea domnului Ciolacu la adresa domnului general, ca așa este numit domnul Ciucă, domnul general, are devenit general acum când este ironizat, domnule, nu putem să ironizăm un general al armatei. Și vreau să vă întreb, înainte să intrăm în detaliile zilei de astăzi, dumneavoastră, că v-am auzit și în diferite emisiuni de televiziune, dumneavoastră nu vi s-a părut ciudat când ați auzit de data de pentru prezidențiale de data de 1 septembrie, cum a propus inițial domnul Ciolacu, nu vi s-a părut cum, nu v-ați întrebat, pe cum dracu 1 septembrie, nu v-ați întrebat așa? Dom'le, nu știu ce au discutat oamenii ăștia în martie, că în martie a fost discuția asta cu 1 septembrie. S-au spus acolo niște date, dar e până la urmă mai puțin relevant de unde au plecat și cum s-a propus. E foarte relevant, în schimb, ce s-a concluzionat, asupra căror date s-a căzut de acord. Eu am auzit, nu numai atunci în martie, am auzit chiar recent pe domnul Ciucă la un post de televiziune și era data de 2 iunie. Deci, acum 3 săptămâni. Domnul 2 iunie? La un post de televiziune, confirma că au fost bătute în cuie datele 15-29 septembrie. Da. Acum, sigur, am văzut și la începutul emisiunii cum, mă rog, ironizați într-un fel toată discuția asta cu de cei 15, nu-i 15, și că Ciolacu ținea un principiu. Păi și eu sunt un om care țin la anumite principii, domnule Buzeanu, pentru că principiul în general, în politică, trebuie să fie unul al respectării cuvântului și angajamentului. Pentru că, uite, puțin credeau și mi-a sperat pe cei care nu credea că în România se va întâmpla acest timp de premier. Acum vă fac și o mărturisire. Nici eu nu m-aș fi așteptat să fac atât de ușor acest schimb de premier. Mă gândeam că încep diverse discuții, cum ne-am obișnuit până acum. Faptul că coaliția asta a reușit să treacă de un moment, zic eu, important, care să, până la urmă, dea tonul unei normalități în politică, domne, faci un angajament, dar dacă îl faci în urmă cu un an jumate, dar faptul că tiltii, pentru că angajamentul nu l-au luat numai doi oameni într-o bucătărie sau într-o sală, l-au luat în fața oamenilor. Deci este un angajament public. Da. Faptul care s-a respectat, eu cred că a fost un lucru bun în politică ca doi parteneri să-și ține cuvântul. Lucrul ăsta era evident că se va întâmpla, nu aveam nicio îndoială că asupra date alegeri nu existau discuții. Să știți că eu nu eram printre colegii de partid care spuneau, domne, nu e bine să comasăm, că uite, salvăm PNL-ul,
și PNL-ul o să se urce, se vede strafa în copac și după aceea cu saci în căruță o să ne facă rele și așa mai departe. Eu nu credeam asta. Păi dacă îmi văd acum că exact la două săptămâni, pe 9 au fost alegerile, pe 10-11 deja au ieșit peneliștii, domne, păi rediscutăm, că ne-am sucit, că acum nu știu nici domnul Iohannis, dacă tot nu se mai duce pe acolo și a rămas fără job, hai domne, să trecem la data până noiembrie sau oricând. Domnul Buzoianu, vă mai spun ceva, lăsați-vă. Îi las la o parte că PNL a avut o decizie a biroilor permanent, am văzut-o pe toate postele televiziune, semnată de președinte, adoptată de ei acolo în birou permanent, în care puneau în mod concret când vor fi alegerile. Asta adoptată. Asta zicem că orice decizie de partid o pot schimba. Până dar noi am adoptat o lege în Parlamentul Buzoianu, la inițiativa PNL, o lege mult mai veche pe care o promovase UDMR cu vreo 4-5 ani, și mai știu exact, în care să se poată devasta data legilor prezidențiale, să le poată face mai devreme. Dom'le, legea aia, la presiunea PNL, s-a putut pe repede înainte. Adică ne-au forțat. În sensul că au insistat să adoptăm și o lege ca să putem să facem alegerile în septembrie. Vrei să fie acum, Floricică, să spui, auzi, nu mai contează nici lege, nici decizi de partid, nici cuvânt de general, nici nimic. Uite, noi ne-am gândit că vrem să ne sucim pentru că credem noi că nu știu ce trebuie să facem. Dom'le, asta nu mai e ceea ce cred eu că trebuie să fie în politică. Să ai o minimă decență. Domnul Zarfi, să-i dăm prilejul, doamna Buzoianu, dacă... Ne-am înțeles? Da. Așa? Haideți să facem așa. Înainte să intrăm în detalii astea, doamna Buzoianu, permiteți-mi să-i dau dreptul la replică doamnei Mardaroviș, dacă va vrea să susțină în vreun fel poziția PNL-ului. Eu n-am sub nicio formă talentul exprimării plastice. O secundă, doamna Mardaroviș, că vreau să mai adaug ceva domnul Zarfi. Vă rog. Și mai e ceva. La alegerile în România participă toate partidele politice. Da. Nu poți acum să sucești tot calendarul ăsta că un partid vrea el altfel. Deși acum două săptămâni vroia așa. Și pe două săptămâni am zis, uzi, eu nu mai vreau așa, vreau altfel. Hai să dăm peste cap toate alegerile în România și toate partidele politice să schimbe orice discuții că s-a sucit un singur partid. Dom'le, asta nu e în regulă. Nu mi se pare în regulă. Bun, doamna Mardaroviș, apoi doamna Buzoianu, permiteți-mi să-i dăm dreptul la replică doamna Buzoianu, doamnei Mardaroviș, vă ascultăm. N-am talentul exprimării plastice a antevorbitorului meu, dar ceea ce pot să vă spun este că unicul partid care vrea alegeri în septembrie este PSD și îi dau dreptate în totalitate. N-ar trebui să stabilim data alegerilor după dorința unui singur candidat. Și acela este Marcel Ciolacu, pentru că, din motive pe care nu le cunoaștem, crede că poate câștiga alegerile numai dacă au dată de septembrie. Pentru că celelalte partide, pentru că dintr-o dată PSD nu mai poate de grija opoziției, da. Să știți că e o surpriză pentru toată lumea. Dintr-o dată, nu v-am întrerupt, v-am întrerupt. Stați o secundă. Vă rog. Păi nu, stați așa, că ok, am înțeles. Domnul Zamfir a avut câteva minute în care s-a dezlănțuit. Înțelegeam că există un nou replică, da. Atunci domnul Zamfir trebuie să asculte și ce zic ceilalți, nu-i așa? Sigur. Că uitați, de exemplu, invitația domnului Ciolacu de a chema toate partidele la masă pentru a stabili acest calendar pentru alegeri este ceva extraordinar de amuzant, pentru că practic este un meci pe care l-are domnul Ciolacu cu domnul Ciucă, în care încearcă să-și găsească asta aliat domnul Ciolacu. Problema este că, de exemplu, noi când ne vom duce la această întâlnire, vom spune exact ceea ce am spus de fiecare dată. Și anume că alegerile trebuie să aibă loc la timpul la care ar fi trebuit să fie stabilite prin lege. Nu așa cum ați modificat voi legea în mai, ca să vă convină vouă să puteți să modificați data alegerilor. La termen, haideți să fie alegerile la termen. Haideți să vorbim persoana a doua, că nu ne cunoaștem atât de bine, sincer. Bun. Dacă, de exemplu, domnul Ciolacu ar fi vrut să aibă niște decizii de luat cu toate partidele, l-aș fi invitat pe domnul Ciolacu să avem această discuție, de exemplu, pentru alegerile în două tururi. Că acolo, de exemplu, n-a părut foarte interesat nimeni din partea, niciunul dintre reprezentanții de la PSD sau de la PNL să afle care este poziția noastră, cea a opoziției.
Până una alta, să știți că USR este cam singurul partid serios care mâine va avea inclusiv candidat la prezidențiale. Până când dumneavoastră vă decideți dacă aveți alegeri în septembrie, în noiembrie, în decembrie, oamenii vor începe să pună niște întrebări serioase pe problemele lor și vor dori să afle reprezentanții care vor candida la alegerile prezidențiale ce soluții au pentru acele probleme. Poate că în loc să se ciondănească aceste două partide mamut PSD-PNL împreună, care până acum au apărut că s-au înțeles pe absolut toate temele, pe calendar, mai puțin pe calendarul acestor alegeri, poate că ar trebui să se preocupe de soluțiile la problemele reale, care, ce să vezi, multe dintre ele au fost create timp de această guvernare. Niciun caz președinte nu rezolvă pilonul 2 de pensii, doamna, că intrați deja în ridicol. Am uitat doamna Lasconi vorbind în programul prezidențial că rezolvă pilonul 2 de pensii. Doamne, iartă-mă, haideți că nu prostim lumea așa. Ce haideți să și domnul Iohannis a zis că aduce investiții în țară. Deci nu, este o chestie foarte importantă. Președintele, da, domnul Iohannis, de exemplu, a avut... de pensii. Ce de exemplu, președintele în România a avut posibilitatea să decidă cine este la cine e la guvernare și care, da, are, guvernarea are această putere de a lua decizii inclusiv pe pensii. Domnul Iohannis a decis în majoritatea anilor în care dumnealui a fost, a ocupat acest mandat de președinție a țării, să dea această putere PSD-ului. De exemplu, doamna Elena Lasconi nu ar face așa ceva. Doamna Elena Lasconi nu ar da această putere PSD-ului. Trei partide au luat 8%. Haideți să visați frumos. Sigur, și o să vedeți că o să învățăm din aceste lecții și o să mergem mult mai puternic în următoarele alegeri. În timp ce domnul Ciolacu nu știu dacă are credibilitate pe persoană fizică cât are partidul dumneavoastră. Da, domnul Zanfir, 8%. Eu nu știu dacă aveți 3 fiecare. Nu știu, sincer. Vom vedea, dar până una alta poate vă hotărâți când aveți calendarul și dacă toți suntem atât de mici ca partide, ce domnul Ciolacu are nevoie de noi? Oamenii acum 3 săptămâni v-au zis că aveți 8% 3 partide. Păi da, o secundă, domnul Zanfir, doamna Buzău, numai o secundă. De ce domnul Ciolacu este astăzi disperat să cheme opoziția la masă? Numai o secundă, doamna Buzău, numai o secundă. Avea 8% cu vechea conducere, acum cu doamna Lasconi poate lucrurile arată altfel. Se duc rachetă. Gata, nu știu. Am vedea. Rachetă. Domnul Zanfir, vreau să vă întreb următorul lucru legat de decizia domnului Ciolacu. A apărut cumva speriat de situație, pentru că inițial era foarte încordat. Domne, l-am auzit și pe domnul Tudose. Domne, scăpăm de miniștri dacă nu, sau mă rog, îi remaniem, dacă nu semnează această decizie. Așa. Și astăzi l-ați văzut destul de... La ce fel de sperietură? Păi mie mi s-a părut așa, cumva, că dă înapoi, panicat, nu, că se rupe guvernarea. Nu niciodată pe domnul Ciolacu un războinic. Uh-huh. Domnul Ciolacu nu este tipul de prim-ministru sau de politician care declanșează între tine și mai mult decât atât alimentează războaie. Din contră, e tot timpul pe o soluție. Ca atare... A și spus că, până la urmă, e nedrept să demiți un ministru pentru că un partid, în momentul ăsta, i-a făcut... Păi, dar știa lucrul acesta, domnul Zanfir, știa și când îl amenința. Să alimentezi o criză. Ori domnul Ciolacu nu vrea criză guvernamentală. E aberant să declanșeze o criză guvernamentală, da, că s-a sucit PNL în legătură cu data... Nu, e aberant, așa este, dar știa lucrul acesta și în momentul când amenința că dacă nu semnează acel HG... Nu l-a amenințat. Așa am gândiți-vă exact cum a spus, ai să-i cereți ministrului de interne, da, să pregătească actul normativ cu alegerile. Atât. Nu a amenințat dacă nu pregătește, dau afară. Doamna Mardaroviciu, dacă îmi permiteți, aici se pare că domnul Ciolacu ne-a salvat dintr-o criză pe care urmea să o declanșeze singur. Adică că nimeni nu, altcineva nu putea să-l demită pe ministru. Adică el ne-a salvat de ceva în care putea tot el să ne bage. Eu mă bucur de următorul lucru. Mă bucur că a revenit asupra deciziei și a amenințărilor. Nu cred că este cazul pentru ambiție personală să aruncăm țara într-o criză guvernamentală. Sunt 100% de acord. Eu sunt convinsă că dacă domnul Ciolacu va ajunge sau își dorește să ajungă președintele României, poate concura și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie. Sunt convinsă că un partid, așa cum este PSD-ul, care se laudă a fi primul partid al României, și chiar este, dacă ne uităm pe procente, da, nu are emoții în ceea ce privește data alegerilor. Și din acest motiv, având în vedere ce am spus mai devreme, și anume faptul că... Și anume faptul că... în birou permanent. La sunteți de părere...
Sunteți de părere că, nu un singur partid, și mai mult decât atât, domnul Ciolacu a făcut azi o declarație în care a spus că în rolul său n-ar putea să ia o decizie care avantajează un partid sau altul. E, dacă ar lua o decizie alegerile în septembrie, s-ar avantaja un partid, s-ar avantaja pe o secundă, doamna Mardaru. Dacă poate câștiga alegeri, ori le câștige septembrie, e important să fie lumea acasă când se desfășoară. Asta e cel mai important lucru. Dar care te va determina să vă schimbați de poziția? Ce s-a întâmplat? Ziceți-mi și mie așa că pun la partid, vă promit. Vi s-a spus de mai multe ori. În momentul în care s-a stabilit acest calendar, erau două lucruri stabilite. Că vom avea candidat comun în primul rând și în al doilea rând vom merge pe liste comune. Acum, campania electorală din iunie a arătat foarte bine că alegerile au nevoie de un anumit timp de reacție, de explicat, pentru că dacă vă aduceți aminte, când ne-am pierdut vremea discutând despre data alegerilor și candidați, am pierdut și noi și dumneavoastră. Deci, dumneavoastră vreți să întrebați și să-și răspundeți? Primul argument a fost ăla, că e prea cald vara și nu trebuie să facem gosul după aia. Numai o secundă, domnul Zanfi și doamna Mardaru, numai o secundă. Și practic sunt două întrebări la care nu există răspuns și cred că putem să încetăm să le mai punem. Adică e clar, unul la mână, întrebarea pe care o punea domnul Zanfi, ce anume a determinat această răzgândire sau această schimbare de poziție, ținând cont că datele nu s-au schimbat. PNL are nevoie de mai mult timp pentru campanie. Da, da, asta se știa și când s-a luat decizia. Nu se știa. Ok. Acum. Bun, domnul Zanfir, dar de asemenea întrebarea importantă este și legată de această decizie pe care, vă repet, domnul Ciolacu a luat-o, a propus ziua de 1 septembrie, adică să ai campanie, pre-campanie practic în luna iulie și campanie în luna august, adică pare cumva că îți dorești să ascunzi campania electorală, să nu fie lumea acasă. Domnul Buzeanu, era domnul discuția în luna martie, la începutul anului. Da. A fost o discuție internă. Nici n-a insistat pe data asta. După cum ați văzut tot zilele trecute, la prima discuție, când PNL a vrut pe 15, a zis, vrem pe 29. Ciolacu a zis, bine, domnule, facem pe 29. Acum înțeleg pe surse că vor, nu știu că la termen. Deci nu se... Problema nu este neapărat, repet, 15-29 la termen, dar ceva s-a întâmplat, ce spune doamna Mazarovici, mi se pare așa sincer, de povestea domnului copiii, adică un an, acum spunem, pe 2 iunie zicem, domne, gata, le batem în cui așa facem, acum mai zicem, domne, stai că eu am interesul la partid, că nu mai vreau să candidez, așa cum m-am înțeles să candidăm pe liste comune, spune dânsa, uite dacă așa s-a întâmplat, eu n-am participat la discuțiile astea, nici n-am auzit pe cineva de la noi de la partid să spună că s-a pus în discuție să avem liste comune la Parlament. Dar discuțiile, angajamente luate n-au fost. Nu, în schimb. Da, deci angajamente luate n-au fost. Îmi place ce spuneți. Angajamente luate n-au fost. Am văzut decizia partidului dumneavoastră. Bun. Angajamente n-au fost luate. Deci vă contrazic. Înainte să mergem în final, se poate schimba prin dialog. La doamna Buzeanu, pentru concluzie, domnul Zanfir, e această problemă acum vehiculată, am văzut că ați, mă rog, eu așa intuiesc că a fost transmisă prin intermediul domnului Ponta. El, dacă va fi întrebat, va zice, domnule, eu sunt o persoană de sine stătătoare, nu transmit. Dar pare totuși un acaret al domnului Ciolacu, domnul Ponta, acum. Și a zis un lucru pe care, sigur, aș vrea să-l aducem în discuție. Că nu mai există încredere între cei doi parteneri la această guvernare. Se mai poate continua fără încredere? Dom'le, asta e o întrebare retorică, în general, dacă se poate... Da, ce pot să vă spun și eu, că, într-adevăr, este un sentiment de neîncredere, atâta timp cât tu te înțelegi ceva, în mod concret, te duci în partid, iei o decizie, ești la televizor... Pui amândoi, au ieșit de mânută și au zis, uitați-i oameni buni calendarul. Da. După care la două săptămâni zici, nu mai vreau așa, eu vreau altfel. Adică este, trebuie să recunosc că este un sentiment de neîncredere. Că zice domnul Ponta și că augmentează, asta e altă discuție, treaba domnului Ponta, dar vă mai asigur ceva. Și cunoscându-l pe Victor Ponta,
dar mai mult pe Marcel Ciolacu, pot să vă spun că nu-i spune Marcel Ciolacu pot acest să spună, credeți-mă. Bun, doamna Buzoianu, eu n-am reținut, a chemat-o și pe doamna Lasconi la aceste consultări, că toată ziua am auzit informații legate de faptul că doamna Lasconi n-a fost chemată la aceste consultări la Palatul Victoria, nu la Palatul Cotroceni. Nu știu exact să vă spun dacă oficial s-a întâmplat asta sau nu. Domnul Ciolacu a dat declarație că va invita toți liderii partidelor politice în această masă rotundă în care vrea să arate că are mai degrabă susținerea pentru alegerile în luna septembrie. Vrea să arate ca un președinte. Vrea să arate ca un președinte. Că așa face președintele. Cheamă la consultări partidele, vă rog. Clar. Surpriza va fi că nimeni nu-și dorește, sigur, nici PNL-ul nu-și dorea alegerile, nici PSD-ul nu-și dorea, adică cumva nimeni nu o să-și dorească alegerile cu o campanie în luna august. Nimeni care nu-și face calcule politice că ar putea să câștige din asta. Știm că PSD își face calculul politic, că în septembrie se va face recalcularea pensiilor și speră să câștige pe acest calcul niște voturi. În schimb, să știți că și legea pensiilor va aduce la iveală niște sute de mii de pensionari care vor fi dezavantajați. Așa că, nu știu, și calculul acesta s-ar putea să fie unul greșit din perspectiva lor. Una peste alta, noi suntem cam singurul partid serios de la masă, stăm exact pe linia pe care am avut-o până acum cu alegeri la termen, cerem alegeri la termen. Oamenii nu v-au crezut serios, doamna. Da. Și avem mâine chiar, validarea candidatului nostru, până când domnul Ciolacu se mai gândește dacă vrea să candideze sau nu în funcție de data alegerii. Dar e o mirare, domnul Zanfi, de ce nu își anunță candidatura domnul Ciolacu? Adică, până la urmă, vă definiți ca fiind cel mai mare partid și pare așa o treabă neserioasă. Pare că îl veți anunța pe ultima sută. Adică nu aveți o premeditare, nu ziceți, domne, trebuie anunțat, și asumă domnul Ciolacu candidatura. Ce anume îi lipsește? Stați că aici nu e de a spune, nu e secret pentru nimeni. Ați auzit, l-ați auzit pe Sorin Grindean, l-ați auzit pe Paul Stănescu, pe toată lumea, da, despre faptul că președintele partidului va fi candidat la președinție. Păi da, ei încearcă să-l împingă pe domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu pare că n-are curaj să se arunce. Eu vă asigur că nu mai există chestiunea aia în Partidul Social Democrat acum legată de îl împinge Sorin Grindeanu pe Marcel Ciolacu că vrea să ia locul. Nu, Marcel Ciolacu, la rezultatul pe care au aceste alegeri și vreau să vă readuc aminte, totuși, sporul electoral care a luat Partidul Social Democrat la alegerile locale, faptul că încă 4 județe de la PNL au venit la PSD, încă 5 localități de ședinte de județ, Deva, Suceava, Bistrița, au venit la Partidul Social Democrat de la Piatra Neamț, chiar care au fost fiefuri de dreapta, au venit la Partidul Social Democrat. Așa că eu cred că lumea a votat în cunoștință de cauză dincolo de toate, că văd că a apărut din nou aia cu ciuma roșie. Direcția de idei, unii le așează iar ciuma roșie, crezând că în momentul ăsta mai impresionează pe cineva apelativele genul ăsta. Doamna Mardalovici, în încheierea discuției noastre, vreau să vă întreb la ce procent credeți că se află în acest moment domnul Nicolae Ciucă? Nu mai dau procente, m-am învățat minte. Eu doar sper să câștige alegerile. Ok. Da. Bun. Acestea fiind spuse, luăm o scurtă pauză de publicitate. Mulțumesc, doamna Buzoianu din partea USR, doamna Mardalovici din partea PNL și domnul Zanfir din partea PSD. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Bună, România! Eu nu mă simt niciodată atât de bine ca într-un an electoral. Pentru că în anul electoral, nu știu, ca cetățean simți că mai contezi și tu. Îți mai dă o mână de grăunțe în plus la... Într-un an electoral, treaba merge. Se asfaltează străzi, sun la poliție, răspunde. E... Problema cu alegerile e că sunt prea rare și le organizează ei. Dacă ar fi să meargă treburile în țara asta, pe cuvântul meu de onoare, ar trebui să le organizăm noi și să le facem prin surprindere. Că la modul ăsta ar sta de la primar la premier cu morcovul în cur tot timpul. Bă, dacă ne face ăștia alegeri mâine, mă. Ne coordonăm pe un grup de WhatsApp. Stăm toată țara pe un grup de WhatsApp, pe ei nu-i lăsăm. Dar stăm noi, da? Și vorbim. Bă, ție cum îți e? Bă, cam nasol.
alocația mică, strada desfundată, ia gata, mâine alegeri. Să transpire și ăștia, să fie, George, asfaltează de aia cu strada aia, ce se întâmplă șeful? Alegeri, bă, alegeri! Când șeful? Mâine, bă, i-a luat pe ăștia mâine alegerile. Și facem rost de mai multe grăunțe. Trebuie să schimbăm raportul de putere între noi și ei. Eu am învățat chestia asta de la pisica mea. Sună ciudat, ascultați-mă. Am două pisici, dar numai una e problema. Și eu nu pot să dorm în dormitor cu pisica asta. Deci de fiecare dată când mă duc să mă culc, o iau, o arunc din dormitor, închid ușa. Ei nu-i convine. Așa că ce a început să facă după o vreme, s-a prins când mă duceam spre dormitor, se băga sub pat. Dar la margine, o vedeam, stătea, ia uite-mă, sub pat, n-ai ce să-mi faci. Și eu o luam de coadă și o scoteam de sub pat. Și după o vreme s-a prins că nu e ok să stea la margine și s-a dus la centru geometric al patului, de unde n-ajungeam de nicăieri la ea. Și zic, mamă, s-a șmecherit pisica. Ok. Și atunci, eu fiind creier, ea pisică, eu creier, m-am dus în sufragerie și scuturam o pungă de snack-uri. Și asta, cum auzea snack-urile, venea rachetă la snack-uri, eu îi dădeam două snack-uri, mă duceam în dormitor, închideam ușa, dă-te dracu, ești proastă, ești pisică. După care mi-am dat seama, după încă vreo lună, două, că eu de fiecare dată când mă duceam spre dormitor, ea se ducea direct sub pat, că știa că dacă se duce sub pat, primește snack-uri. Pisica mea mă dresase să-i dau snack-uri. Asta trebuie să facem și noi cu ăștia. Ca nație, din când în când, în surprindere, zdup sub pat. Să fiarbă ăștia, să fac cum dracu de-i scoatem de acolo. Dă-le dracu ceva, hai să nu mai furăm așa mult, poate ies de sub pat.